Gloriile din Ghencea, Ștefan Iovan și Adrian Bombescu au fost în vizită pe stadionul care este în curs de finalizare. Foștii marfundași ai echipei au mai ridicat odată trofeul la 34 de ani după noaptea de neuitat de la Sevilla. Ștefan Iovan știe ce nume i s-ar potrivi noului stadion din Ghencea. Steaua, dacă se poate și s-a adăugat și Steaua 86, ar fi foarte bine, pentru că toți au contribuit egal la câștigarea Cupei Campionilor. Și merg mai departe și a spune, dacă nu e Steaua 86 sau Steaua, atunci Emery Kenney, pentru că a fost un antrenor care cu o grămadă de nebuni, dar și fotbaliști extraordinari, a avut priceperea și tactul să îi ne țină uniți și asta a făcut să câștigăm Cupa Campionilor, unitatea de grup și respectul între noi. Capitanul de la Sevilla ne-a dezvăluit și unul dintre secretele performanțelor pe care le-a realizat Steaua într-una dintre cele mai frumoase perioade ale fotbalului românesc. De câte ori văd Cupa Campionilor, mi-amintesc cu plăcere acei ani frumoși din fotbalul românesc, acei ani frumoși pentru Clubul Sportiv al Armatei Steaua. N-a fost o întâmplare. Eu cred că din 86 și până în 90 am dominat fotbalul european. Și asta spune multe. Am trăit o frumoasă poveste și amintire care, uite, lași ceva în urma ta când nu mai faci sport. Pentru mulți dintre fotbaliștii care au scris istorie în 1986, ziua de 7 mai este ca o zi de naștere. De aceeași părere este și Adrian Bombescu, care și-ar dori să se întâlnească mai des cu foștii coechipieri. Te leagă așa niște sentimente extraordinare, mai ales că mai dai telefon la colegi, mai ți-a adus aminte, chiar dacă uiți foarte multe lucruri, am fost mulțumit că am ajuns în finală. Sincer vorbind, stăteam cu fane în cameră cu Iovan și chiar ne era frică că să luăm multe. Adrian Bombescu este unul dintre puținii fotbaliștii români care au câștigat campionatul cu 3 echipe diferite. Simțeați ca fotbalist pe Ghencea? Era o fere sărbătoare ca la fiecare joc care intram, pentru că aveam publicul extraordinar de și minunat care ne încuraja. Și aveam și echipă, sincer, aveam echipă foarte bună. Pentru echipa națională a României, cel poreclit colonelul a strâns 15 prezențe. Forța Steaua!